Salutare prieteni, bine v-am regăsit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program cu anumite unelte folositoare pentru cei ce vă spasionați de rețea, de internet, numit NetToolset. Știm foarte bine că monitorizarea unei rețele de conexiuni impune mai multe instrumente, fiecare având un rol bine determinat. NetToolset este un pachet gratuit de programe ce conține un set de instrumente de administrare în rețea ca ping, traceroute, DNS lookup, reverse DNS, IP wish, domain wish și port scan. Haideți să luăm și noi acest pachet gratuit și să vedem despre ce este vorba. Vom scrie la baza de adrese www.makeyourself.com. Apăsăm Enter, dăm click pe primul rezultat. Acum va trebui să căutăm sau putem da căuta la căsuța de căutare NetToolset. Apăsăm Enter. Uitați, dăm click pe primul rezultat. Acum trebuie să găsim butonul de download și avem aici. Stați un pic. Ok, download, descărcăm pachetul. Închidem. Ok, rulăm executabilul. Next, accesăm termin contractul a softului. Next. Acum ne va întreba ce tip de instalare vrem să efectuăm, tipicalul, ceea ce ne dacă vrem să își facă el automat configurația, custom să ne să facem noi setările, ceea ce o să aleg și eu, sau complet, însă complet va necesita un spațiu mai mare pe disc. Eu o să apăs custom, unde de aici voi selecta unde anume se va duce aplicația, unde se va instala, în ce program file 686 NetToolset, dăm click pe Next și Install. În general, când se întâmplă o astfel de instalare, eu aleg custom, deoarece doresc să aflu unde se instalează, în cazul în care mai târziu vreau să-l șterg dacă nu mi-l găsește reul la installer. Dăm click pe Yes. Așteptăm să se instaleze. Ok, dăm click pe Finish. Și haideți să deschidem aplicația. După cum putem observa, interfața aceasta este interfața programului. După cum putem observa, este foarte bine organizată, împărțite pe module distincte, fiind astfel simplu de utilizat. La tabul ping, în modul ping, de aici acesta este utilizat în general pentru a verifica pachetele pierdute, timpul de timpul de răspuns a unei gazde. De exemplu, dacă o să introducem noi la hostname, introducem, nu știu, google.ro, lăsăm aici bifat 5 secunde, o secundă și în general la hopuri lăsăm ok, nu bifăm nimic și dăm click pe ping. Așteptăm un pic să vedem. Vedeți în cât timp îmi răspunde mie. Deci au fost transmise 5 pachete, bineînțeles puteți pune mai multe pachete, să vedeți cât, în cât vă răspunde. Au fost transmise 5 pachete, 5 au fost recepționate și 0 au fost pierdute. Însă, acest lucru cred că sunt convins de fapt că se poate obține și în command prompt, dar fără interfață grafică. Haideți să trecem mai departe, de asemenea dacă vreți să salvați raportul și să faceți anterior o comparație între raportul ăsta și un alt raport, puteți da click pe Save Raport și chiar Full Report. Dăm click pe următorul tab, următorul mod, Traceroute. Sunt convins că acesta știți ce face. De fapt, haideți să vă explic, dar în cazul în care nu știți, la traceroute acesta ne permite
vizualizarea în timp real a rutei parcurse pentru a atinge destinația sau ținta noastră finală, adică de la propriul nostru calculator până o să ne dea, să zicem, adresele IP menționate în barea respectivă de adrese. De exemplu, dacă eu o să introduc facebook.com, lăsați bifat așa, dăm click pe trace route. Na, face. Am scris .com, cancel. Stați că am scris prost, am scris .com. Ok? Dăm enter, vedeți, începe să scaneze. De asemenea, uitați, deci de la calculatorul meu trece prin mai multe calculatoare. Se duce. Ne arată, uitați, vedeți, la un IP a pierdut. La altele la fel, deci la anumite setup, ca să zic așa, la anumite servicii, la anumite, nu știu cum să le zic, calculatoare, ca să le zic așa, servere, ne arată cât la sun, ce este stricat, adică timpul de răspuns acelui, destinațiile prin care trecem noi ca să ajungem pe pagina respectivă. În general, dacă ați observat voi, dacă introduceți google.com, voi treceți prin anumite IP-uri, de fapt prin destinații, în așa fel încât voi să ajungeți la destinația respectivă pentru Google. Vedeți prin cât trece, de fapt, timpul de răspuns a acelei destinații. Ați văzut că la un moment dat a fost și 100%, înseamnă că destinația are ceva probleme și mai știu eu ce. Haideți să trecem mai departe. Dacă dăm pe DNS lookup, același lucru se întâmplă ca și la traceroute. Ne va căuta toate DNS-urile, deci nu trebuie să intru, introduceți ori IP-ul, ori adresa de host și totul ar trebui să fie ok. De fapt, pur și simplu puteți introduce una dintre aceste IP-uri în DNS lookup și veți vedea cam de unde provine, care e host name-ul acelei IP și dacă IP-urile se potrivesc. La tabulă reverse DNS, acesta în general ne va ajuta să, la aflarea numelui domeniului oricărei adrese IP. Pur și simplu introducem adresa IP în bara de adrese și apăsăm click pe reverse lookup, unde vom introducem aici o adresă IP unde ne va afișa, de exemplu, un raport, rezultatele în legătură cu acel IP. La blacklist lookup, în general aici, cum să zic, veți vedea, nu prea interesant, că nu prea vă ajută cu nimica. Tabul ăsta pur și simplu introduceți un IP sau un nume și vedeți prin câte DNS-uri blocate, ca să zic așa. Nici eu n-am înțeles foarte bine ce face blacklist-ul. Trecem mai departe. Acum ce vreau să vă spun este faptul că taburile IP, UI și domain, IP și domain sunt asemănătoare. De fapt, primul mod, adică IP, rezolvă de fapt o adresă IP având ca rezultat numele, locațiile utilizatorului, cât și un raport amănunțit în ceea ce privește IP-ul respectiv, domeniu și cel de-al doilea mod, domeniul, pur și simplu ne oferă informație, tot felul de informații detaliate cu privire la un nume de domeniu, date de contact și numele serverului, ceea ce este destul de interesant. Și acum ultimul tab, port scan. În general, port scanurile, vom avea posibilitatea de a scana porturile pentru o anumită gastă. De exemplu, introduceți adresa lui IP și, de exemplu, avem posibilitatea de a scana porturi deschise în routerul respectiv. Putem introduce o gamă largă de porturi, adresa IP internă, după care dați click pe scan și vă va afișa toate porturile deschise în routerul gazdei respective.
Cam asta ar fi tutorialul. În încheiere vreau să vă spun că aplicația este compatibilă și pentru sisteme mai vechi pe cum Windows XP și Windows Vista, dar inclusiv pentru sisteme pe cum Windows 7, Windows 8, atât pe 32 de bits cât și pe 64. Bun. Cam asta ar fi tutorialul. Sper că ați înțeles. Dacă aveți întrebări, vă rog să lăsați un rubrica de comentarii acest tutorial sau pe adresa mea de Skype simbian.gaming, iar eu sau colegul meu Adrian vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!